Venim și în afara interlocutorilor din studio, mai avem pe unul pe fir, ca să zic așa, prin intermediul telefonului. Ni se alătură Marius Croitoru. Te salutăm, Marius! Bună seara, mulțumesc de invitație, bună seara și Dan și invitațiilor. Cum să te atacă, frontal sau prin învoluire? Frontal este să te întreb de Craiova și de ce se întâmplă. Unul la unul, da, frontal. Și prin învoluire este să te întreb de Daua. Deci vorbim prima oară de Craiova. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, da? Nu prea aș vrea să discut prea multe despre, despre Craiova și aș vrea să zic unde lucrul ăsta și n-aș vrea să dezvolt prea mult subiectul Craiova. Da, e cer că s-a asistat orice fel de negociere, adică Croitoru și FCU Craiova 1948 n-au un destin comun în următoarea perioadă de timp. Nu pot să spun lucrul ăsta. A, nici măcar asta. Da, nici măcar asta. Deci nu sunt încheiate negocierile, vom vedea, vom afla din presă ce se va întâmpla în zilele ce urmează. Sigur că da. Da? Da. Oricum, când e ceva sigur, vei afla. Da. Da. De la mine. Ne gândim. Dar acum ești liniștit acasă, cu familia? Nu, sunt liniștit, sunt acasă, dar nu sunt la Bacău, sunt tot în Botoșan, pentru că mi-am ceva probleme de rezolvat prin copii, cu școala. Da. Ah, ok. Atunci, hai să o luăm prin învoluire, să te întreb de nou transfer al celor de la FCSB, de Daua. În ce măsură e un transfer reușit pentru un club cu ambițiile FCSB-ului? Da, este un jucător bun pentru campionatul din România. Acum este important să fi învățat lucruri de aici, de la Botoșani, pe care să le facă la Steaua și lucruri pe care să nu le facă. Eu aseară am avut o discuție cu el de vreo două ori, trei ori a fost la mine în casă, am stat de vorbă cu el. Undeva până în jurul orei 1 seara. Și am avut discuții, am spus lui. Sper să țină cont de ceea ce am spus. Pentru că Steaua este Botoșan. Lucruri pe care să nu le facă în teren sau pe care să nu le facă în afara terenului? Nu. În afară este un băiat educat, un băiat extraordinar, un profesionist. Credeți-mă că, din punctul acesta de vedere, n-am avut nici cea mai mică problemă. A pufnit colegul meu, Cristi, când ai zis Steaua nu-i Botoșan și trebuie să corectez FCSB, nu-i Botoșan. FCSB, da. Așa, ca să punem lucrurile. Că îl și cunoști pe Cristi cum e și nu ne jucăm cu el. Colegul tău, Cristi, Da, cel din spatele camerei. Colegul și bun, nici Steaua nu-i Botoșan. Nici Steaua nu-i Botoșan, da. Îl vezi rezistent la genul ăsta de presiune specifică Berceniului, specifică, de ce nu, și zonei din centru, alei Alexandru, ca să zic așa, presiunea venită dinspre patron și faptul că la orice prestație altfel decât la superlativ e pasibil de a fi criticat, de a fi... Despre asta am stat de vorbă ieri și am explicat că dacă la Botoșan, eu ca antrenor, ne-a valer ca patron, puteam să mai închidem ochii la anumite greșeli pentru că până la urmă s-a dovedit a fi un pariu câștigător acest jucător pentru FC Botoșan și pentru noi, atât ca sportiv și din punct de vedere financiar. Acolo lucrurile se complică puțin din punctul acesta de vedere. Pentru că orice greșeală va fi taxată. Care e punctul lui forte? Sunt lucruri foarte bune la el, pentru că de asta l-am și adus. Are forță, are viteză, înălțime clar. La 1,90 ceva nu trebuie să mai sară. Asta se vede cu ochiul liber, corect. Da, nu trebuie să mai sară să se ridice pe vârfuri. Dar sunt lucruri care trebuie să țină cont, pentru că stilurile sunt apropiate de joc. Atât al meu cât și al FCSB-ului sunt apropiate de ca și stil, cu mingea jos, cu combinații. Și îi va fi ușor să adapteze. Important este să fie simplu, i-am spus clar, să joace simplu, să nu se complice, să nu greșească flagrant, să nu fac greșeli mari. Că știu că fiecare jucător adus de tine la Botoșani are o poveste a lui. Cât l-ai urmărit pe Daua și cum l-ai văzut, cum l-ai adus? Păi l-am adus din Letonia. Uh-huh. L-am văzut, era la o echipă la momentul acela locul 4, locul 5. Am discutat în vară când am plecat în cantonament în Austria. Nu a vrut să vină pentru că era în plin campionat. Mie mi l-a dat Florin Manea, Costin cu Florin mi l-au dat
Mers marți, uite la băiatul ăsta, m-am uitat, i-am zis că e bun. Prima dată n-a vrut să vină pentru că tot așa devenea liber de contract undeva prin luna august și vrea bani mulți. După care am negociat, am așteptat asta și interziat, a venit undeva pe etapa 4 sau 5 la noi la Botoșani. Eu am crezut foarte mult în el și încă o dată s-a dovedit că nu m-am înșelat. Am înțeles. Să-l vezi, să facă acolo, mă rog, a fost adus și Buema, dar îl vezi și pe Haruț tras, că asta vorbeam și mai devreme chiar cu domnul Ducadam, îl vezi pe Haruț soluție de fundaș central? Eventual în... La mine a stat fundaș central și în ultima perioadă până să-l vând FC Botoșan la FCTV, tot fundaș central a jucat. Este un pasator foarte bun și Steaua are nevoie pe momentul de construcție de jucători care pasează. Ca să poată aduce mingea la Inter, la winger, la atacant, are nevoie de pasatori foarte buni. Și primii pasatori pentru ei, pe momentul de construcție, sunt fundașii centrali. Până să ajungă mingea la mijlocasă la Inter, ca să poată să rezolve mai departe. Și cred că va fi complementar cu unul din cei doi aduși acum. Am înțeles. Când mai că doi fundași central cu același profil. Și din cauza asta, cred eu că ar fi... Haruț ar fi o primă soluție lângă unul din cei doi. Da, n-aș vrea să închei dialogul cu tine fără să te întreb și de David Popovici. Știu că ești un tip care urmărește sport, mănâncă sport pe pâine, ești rezonez cu fiecare succes al unui sportiv din România, indiferent de disciplină, și știu că ești genul de, cum să zic, de om implicat în fotbal, microbist, așa, și fan de orice înseamnă sport. Așa am fost educați. Nu ești mai de vârsta a doua. Așa, da, de vârsta noastră, ca să zic așa. Da, păi n-am vrut să-i exagerez, da. Vă dați seama că e o bucurie imensă pentru fiecare român. Pentru că rezonăm cu el, rezonăm cu tot ceea ce înseamnă un succes al unui sportiv, al unui român, până la urmă. Din păcate, sunt din ce în ce mai rare. Pentru că dacă, din fericire pentru noi, la sporturile individuale, mai scoatem capul așa în lume, la nivel de echipă suntem nici măcar nu putem să uităm ca un viezer așa care este din stânga dreapta să ne uităm să putem trece și noi strada la nivel de la sporturi de echipă. Crezi că discursul lui articulat și felul în care, nu știu, se construiește, se definește ca sportiv, ar avea forță de a penetra un vestiar, de a ajunge la urechile jucătorilor, dacă de exemplu tu ca antrenor te-ai gândit să la o ședință tehnică, la o ședință tactică mai puțin, da? La o ședință de dinaintea unui meci să pui un astfel de discurs motivațional. Crezi că ar avea forță de penetrare? Da, sincer. Lucrurile au evoluat puțin și din păcate au evoluat într-o direcție rea pentru noi. Să mai ții discursuri motivaționale cu cei care le ascult îmi știți că nu mai sunt așa receptivi la lucrurile astea. Pentru că generațiile din păcate s-au schimbat. Da, mă temeam de răspunsul ăsta, sincer, dar am riscat întrebarea. Poftiți? Zic, mă temeam de răspunsul ăsta, dar am riscat întrebarea. Da, asta este realitatea. Eu vă spun din punctul meu de vedere, pentru că în ultimii ani am ținut astfel de... Adică le zic cam degeaba, și... cam asta ar fi românești. Cam asta ar fi ideea, domnul Cristi, pentru că, din păcate, stai de vorbă cu ei și câteodată, cred că mai degrabă își doresc să închei, să ieși afară ca să-și vadă de treabă. Cred că singura motivație ar fi o primă consistentă. Sunt lucruri mult mai importante decât discursurile motivaționale, ce simți, pentru că tineretul din ziua de astăzi e mult mai pe repede înainte. Da, eu am înțeles, domnul Eftimie, tot ce are de bun, dacă se cere pe piață, dânsul este de acord să dea. Dar eu te întreb pe tine, acum, în situația asta, când... ai pierdut în ultimul timp, ai mai pierdut și alți jucători. Poți să faci față în continuare competiției? Cei care sunt aici în momentul acesta, pentru că nu pot să vorbesc, probabil... Ei pot să facă față, m-am exprimat greșit. Da, este greu să spun acum, pentru că au și eu problemă. Fundașii centrali sunt greu de găsit, dar... Trebuie să vă gândiți că un business trebuie să supraviețuiască prin astfel de lucruri. Păi nu, că dânsul a fost deschis și a spus, domne, eu o să vând de fiecare dată când să cere un jucător. Dar aveați și o bază, mai aduceați din alte, tot timpul ați adus
și alt jucător la Botoșani. Bine, nu e treaba ta acum, că dacă nu mai ești acolo. Dar da. Îi crezi că vor continua? Vor avea forța să mai facă asta? Nenelul mi-e greu să spun acum lucruri, pentru că nu aș vrea să lumea să facă o comparație între ce am făcut eu și ce vor face cei de acum. Dar cert este că va fi greu. Va fi greu pentru că sunt echipe, uitați-vă și dumneavoastră, care concurează, din punctul meu de vedere, nu știu dacă loial cu o echipă care își vinde cei mai buni jucători și o echipă care beneficiază de 3-4 milioane de la bani de la primării sau de la... Pentru că o echipă care să supraviețuiască, care nu este ajutată cu bani publici, trebuie să-și vândă cei mai buni jucători. Ca să poată ajunge la un nivel la care o echipă este finanțată de primării sau din alți bani, nu este... Este greu să țipați. Pentru că aceste echipe oferă salarii de 7.000, de 8.000, de 9.000, de 10.000. Și atunci cum să țipați? Eu vă spun pentru că m-am auzit de lucrul acesta. Un jucător pe 4.000 și altă echipă care beneficiază de bani publici, dau 8.000, dau 9.000. Da, corect. Ai mai spus teoria asta și până la urmă nu e doar teorie. Ai dreptate în ceea ce spui. Ai dreptate în ceea ce spui. Da, nu este. Da, crede-mă că m-am lovit de treaba asta. Da, corect. Și este realitate. Dar tu o spui. Alții dar nu, eu spun, de ce să nu o spun? Da. Pentru că ceea ce spun poate fi confirmat. Lucrul atât timp cât beneficiez de alte venituri decât cele pe care le-a făcut Botoșanu, cel puțin de când sunt eu și înaintea mea, cu un an, doi ani, care este nevoită pentru a supraviețui și pentru a avea un parcurs normal, fără memorii, fără întârzieri la salarii, fără astfel de lucruri. De punctări și alte nebunii, da. Trebuie să cauți venituri și atunci unul venit important este acesta de a da jucători. Pe când alte echipe se duc la primărie, bagă mâine 1,5 milioane, 2. Și niciun fel de problemă. Problema asta este atunci când se schimbă primării. Da. Că poți să ai ghinionul să vină un primar care place la sport sau să nu-i placă. Și pe ne mirăm de ce sunt echipe în faliment și de ce sunt astfel de probleme. Da, apropo de echipe în faliment, să anunțăm și un transfer, ca să zic așa. Poli Timișoara, după ce a aflat că rămâne în Liga a doua, și anunță și e pe cale să-și anunțe și antrenorul Bogdan Andone va merge acolo și va pregăti este echipa. Este o lovitură. Timișoara, da, și mie mi se pare este că... Este o lovitură, pentru că este un antrenor bun, un antrenor care a reușit, un antrenor care a dus Astra în play-off, în primele 4, în primele 3 ale campionatului. Eu zic că este o lovitură pentru Timișoara. Da, până la urmă nici tu nu ești străin de Timișoara. În ultimile zbatere ale Timișoarei pe prima scenă, ai încercat să dai o mână de ajutor acolo, dar... Și am și dat, și ai și dat, da, am și dat, împreună cu Răzvan Raț și corect, ne amintim da, de... Da, gândește, Dan, că am avut minus 14 puncte și ne-am salvat de retur gădare. Corect. Ceea ce cred că nu s-a mai întâmplat așa e. În România. Și ca să terminăm cum am început, șanse mai mari să începi, mai puțin de o lună până începe campionatul, șanse mai mari să începi în calitatea de antrenor al unei echipe sau să... Nu. Acum nu vreau să mă grăbesc pentru că am făcut foarte multe lucruri bune la Botoșan și vreau să fiu foarte, foarte clar în ceea ce voi face de acum încolo. Deci să îți respecti numele, nu? Măsori de 3 ori și tai odată. Da. Dar n-aș vrea totul să fie pus pe seama numelui, ci mai mult pe ceea ce am făcut. Chiar dacă sunt croitor, aș prefera să las pe alții de ce mai mult lucrurile bune pe care le-am făcut. Iar în urma acestui lucru, să pot decide și eu ceea ce fac pe viitor. Pentru că este important pentru mine, ca antrenor tânăr, să fac o alegere bună. Din păcate, în această meserie și în această țară, poți să alegi sau să-ți gândești sau să măsori de 5 ori și să tai prost. Eu dacă eram la Craiova, te luam antrenor. Da. Vă mulțumesc că... Lasă, Marius, că ai fost un croitor de soi, că țesăturile tale de pase au rezistat, țesăturile echipe puse în scenă. Păi de să vede, Dan, dacă și în momentul acesta încă mai am jucători care fac obiectul unor transferuri la echipe importante din România pe bani, corect. Înseamnă că mi-am făcut treaba... Binișor, ca să mă spun altfel. Da. Vă las pe voi să spuneți cum am făcut-o. Te așteptăm să revii noi. Mai mult decât asta, ce să spunem? Așteptăm să revii cu fotbalul spectacol. Da. La ce echipă? Și eu aștept. Se va putea. Mulțumim mult de tot. Eu vă mulțumesc din suflet. Pentru această intervenție. Da. Ne întoarcem, am vorbit și cu Marius Croitoriu. Interesant asta, nu?